Dacă vorbim de societate în ansamblu, eu cred că societatea este în drept să aștepte decizii corecte de partea instituției pe care noi astăzi o analizăm, adică a Curții Constituționale. Cât privește politicul, eu susțin într-o toate ideile care le-a spus domnul Igor un pic mai înainte, trebuie categoric de oprit orice tendință de a influența și de a împiedica exercitarea jurisdicției constituționale. Din momentul când este luată o decizie, ea trebuie să fie implementată, respectată, introdusă în viață. Cât privește toate celelalte probleme, cum se poate ieși dintr-o situație așa mai îndepărtată, eu știu și dumneavoastră cunoașteți foarte bine, și domnul Pușcaș cunoaște foarte bine, și domnul Voțan cunoaște foarte bine, că au fost nenumărate încercări de a introduce unele modificări în legislația privind Curtea Constituțională. Am în vedere legea Curții Constituționale și legea privind codul jurisdicției constituționale. Dar toate încercările, mai departe, de mese rotunde și de cine festive, nu au mers, din păcate. Dar și legea și codul jurisdicției constituționale necesită modificări și, în primul rând, în aspectul cum trebuie să reacționeze instituțiile vizate în hotărârea Curții Constituționale când un act este recunoscut parțial sau în întregime neconstituțional. Iată, eu cred că acestea sunt pașii necesari de întreprins pentru a redresa situația care există astăzi în raportul Curtea Constituțională, Parlament, Guvern, Societate.